Există multe practici ale închinării în Biserica Creștină Contemporană. Deși există un singur Dumnezeu la care se închină toți creștinii, în principiu, există o multitudine de forme ale închinării. Totuși, există principii fundamentale care ar trebui să ghideze închinarea credincioșilor creștini. Potrivit unui autor, lui Don McMinn, Dumnezeu nu caută închinare, El caută închinători. Când ne închinăm Domnului în Duh și în adevăr, suntem în voia lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu dorește să ne cheme înapoi la ceea ce El ne-a creat. Să ne închinăm Lui și să ne bucurăm de El pentru totdeauna. Închinarea pe care Dumnezeu o primește și spre care privește cu plăcere este închinarea după principiile pe care le găsim în Scriptură. O abordare a închinării centrată pe Biblie dezvăluie clar că închinarea nu este o formă cerută de Dumnezeu pentru a-L determina pe om să mângâie un ego ceresc. În schimb, Scripturile arată în mod constant pe Dumnezeu chemându-i pe cei care îi aparțin prin creație să se închine în prezența sa, pentru a putea fi eliberați, răscumpărați, reînnoiți și restaurați. Problema gravă este că multe biserici de astăzi diminuează rolul Bibliei în închinare. Uneori aceasta înseamnă limitarea cuvântului lui Dumnezeu la o predică, ce parcă devine tot mai scurtă cu fiecare an. Câteodată aceasta înseamnă eliminarea citirii din Biblie în public. Alteori presupune punerea deoparte în totalitatea cuvântului lui Dumnezeu pe durata adunării și înlocuirea lui de obicei doar cu cântări. Cuvintele inspirate ale lui Dumnezeu constituie adesea o parte surprinzător de mică în adunările noastre publice, în închinarea noastră. Acest lucru este adevărat chiar și în bisericile conservatoare, care afirmă cu tărie autoritatea și suficiența Scripturii. Am înțeles astfel următorul adevăr. Când nu există stabilitate doctrinară, se creează un climat propice pentru pătrunderea ereziilor. Un rol important în viața bisericilor este ucenicia și creșterea spirituală a membrilor. Da? De ce? Pentru a ști cum să se îndepărteze de învățăturile străine. Astfel, închinarea trebuie să fie bazată pe Scriptură, nu trebuie să fie bazată pe emoții. Da? Închinarea bazată pe cuvânt reprezintă închinarea congregațională, corporativă. Atunci când citim din Biblie în timpul adunărilor noastre, când vorbim din Biblie în timpul predicilor noastre, cântăm folosind cuvintele Bibliei în cântările noastre, ne rugăm, folosim Biblia în rugăciunile noastre congregaționale și chiar vizualizând Biblia prin cină și prin botez. Dar înțelegem din Biblie modul în care ar trebui să ne organizăm în bisericile noastre. Printre alte lucruri, închinarea bazată pe cuvânt se întinde pe tot parcursul închinării, în timp ce suntem împreună în adunările publice ale bisericii. De asemenea, ea ajută la crearea ceea ce ar putea fi numită biserica dirijată de cuvânt. De ce a ajuns închinarea corporativă să fie mai puțin condusă de cuvânt? Ei bine, cred din cel puțin 3 motive. Am redefinit închinarea, am acordat un rol greșit emoțiilor în închinare și cred că nu ne așteptăm ca prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru să fie mediată de cuvântul lui Dumnezeu. Cineva se poate întreba uneori dacă nu cumva ne închinăm mai degrabă închinării decât lui Dumnezeu. Dar făcând deosebire între a căuta sentimentul de închinare și a căuta închinarea înaintea lui Dumnezeu. Astăzi a te închina în timp ce cuvântul lui Dumnezeu este vestit de la amvon, pupitru, stativ, pare să sune foarte ciudat pentru cei care merg la biserică. Acest mod de gândire este întărit de sentimentul tot mai crescând că închinarea este exclusiv emoțională. Pentru mulți creștini, o închinare bună pare să necesite nu doar o singură cântare, ci chiar mai multe și preferabil variate ca stil. Dar de obicei este nevoie de multe cântece pentru a crea atmosfera de laudă și de închinare. Muzica nouă
cântată cu ochii închiși timp de 10, 15, 20 de minute de fiecare dată este cea care face posibilă această experiență pe care mulți și-o doresc. Din acest motiv, noi vedem momentele de închinare de duminică ca fiind compuse din două părți distincte. Segmentul de laudă și închinare, care cuprinde în principal muzică, și porțiunea de învățătură, care cuprinde predică. Unul dintre aceste efecte este faptul că momentele de închinare corporativă, atunci când ne adunăm împreună cu biserica ca să ne închinăm, devin un fel de laborator în care cel care conduce închinarea experimentează prin tehnici diferite incitarea emoțiilor oamenilor. Astfel că emoțiile sunt adesea privite ca, cum să spun, steroizi spirituali, care ne cresc masa musculară spirituală. De asemenea, sunt considerate a fi neatinse de păcatul nostru. Semnele faptului că Duhul Sfânt este în acțiune nu mai sunt convingerea de păcat, pocăința, înțelegerea spirituală, înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu sau creșterea în har și în cunoașterea Domnului Iisus Hristos de către creștini. În schimb, se consideră ca prezență a Duhului Sfânt momentele în care emoțiile și sentimentele sunt exaltate și se consideră stins atunci când exuberanța este prea mică. În același timp, am pierdut adevărul odinioară indiscutabil, anume că Duhul Sfânt lucrează împreună și nu independent de Cuvântul lui Dumnezeu. În prima epistolă a lui Petru, în capitolul 1, citim aceste lucruri. Dar este normal, oricum, ca emoțiile noastre să fie parte a închinării, dar problema apare atunci când stimularea emoțională este luată drept închinare autentică. Acest fapt conduce la experiențe emoționale goale și nu la emoții declanșate de Duhul Sfânt, ci sunt experimentate ca rezultat al închinării noastre înaintea lui Dumnezeu. Închinarea acceptabilă înseamnă a intra în comuniune cu Dumnezeu, prin Iisus Hristos, în Duhul Sfânt. Adică se concentrează asupra lui Hristos, slujește Evanghelia și presupune un mod de viață. De asemenea, Dumnezeu este obiectul închinării. Nu noi suntem obiectul închinării. Trebuie să înțelegem faptul că un număr tot mai mare de creștini privesc astăzi închinarea ca pe ceva ce trebuie experimentat, mai degrabă decât ca pe ceva ce trebuie oferit. De-a lungul istoriei, poporul lui Dumnezeu a făcut din Dumnezeu obiectul închinării și destinatarul ei. Ei și-au adus închinarea lui Dumnezeu și i-au pus-o înainte. Da, citim în Psalmul 95, veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchi înaintea Domnului, Creatorul nostru. Psalmul 109, voi lăuda foarte mult cu gura mea pe Domnul. Îl voi mări în mijlocul mulțimii. Închinătorii aduceau închinarea și Domnul le-o primea. De aici avem și familiarea exprese serviciu de închinare. Da, faptul care indică înțelegerea lor și anume că ei slujeau lui Dumnezeu prin aducerea închinărilor.